Bună seara, suntem din nou împreună la Iluzii, Prejudecăți, Perspective. Tema din această seară am intitulat-o Despre cultură, deși inițial mă gândisem să intitulez Cultură sau televiziune, fiindcă se pare nu, că de cele mai multe ori cultură și televiziune, această conjuncție nu prea merge. Invitatul meu din această seară, așa cum v-am obișnuit, este o personalitate de excepție, un om cu totul deosebit, deși eu nu înțeleg un lucru. Dânsul a absolvit Institutul Militar, iar după aceea a făcut Facultatea de Muzică. Adică există aici, fiindcă am amintit conjuncția mai de mai dinainte, o conjuncție surprinzătoare între, să zicem, militarie și muzică. Invitatul meu din această seară este domnul Virgil Pețanca, director al Centrului Cultural Ion Vinea. Domnul Virgil Pețanca, bine ați venit. Bună seara, și cum se împacă totuși... Păi, stați, specialitatea Institutului este de muzică, să știți. Institutul Militar. Deci Institutul Militar, specialitatea muzică. Într-o eroare. Liceul Militar Iacob Mureșanu este liceu de muzică, din păcate s-a desființat de câțiva ani, și Institutul de Ofițeri, specialitatea muzică. Deci, MAPN-ul a avut și liceu militar și institut. Deci, eu nu am fost ofițer de altă specialitate, și de muzică. Acum ați înțeles. Ce aș dori eu așa pentru început, că dumneavoastră sunteți deci o persoană... Deci sunt produsul armatei, să zic, ca specialitate, până la un anumit punct. Sunteți o personalitate fără discuție cunoscută la nivelul municipiului și al județului și pe parcursul emisiunii o să vedeți că nu numai la acest nivel, să zicem, local, provincial, ci și la alte nivele, dar totuși cred că telespectatorii noștri ar trebui să știe, eu am citit câte ceva din CV-ul dumneavoastră, în legătură, sunteți fondatorul, întemeitorul Orchestrei de Suflători Valahia, nu? Da, mai de-a lungul acestor ani mai multe lucruri s-au întâmplat. Și mai sunteți fondator și la altceva? Da, fondatorul primei structuri, să zic, de profesioniști a ansamblului, că tu se vorbește de acest ansamblu Doina Dunării. Nu, ansamblul cu statut de profesioniști a existat începând din 2006-2007, când l-am înființat prin hotărâre de Consiliu, singurul și primul și singurul ansamblu de profesioniști, ansamblu folcloric al Giurgiului, de profesioniști cu, să zic, prins în organigramă, în statut de funcții și, să zic, cu o ascensiune firească, normală, către performanță notabilă, pentru că eu zic că în ceva ani am reușit cu acest ansamblu să intrăm în marea familie a folclorului muzical coregrafic. Să zic așa, îmi place să cred că emblematic ar fi, să zic, reprezentațiile noastre, număr de vreo 22 la număr, ca invitați în direct la TVR1, să zicem, la o dată în viață. Asta ar fi doar un exemplu din alte exemple, cum ar fi invitațiile noastre la Paris, la, să zic, festivalul și Sărbătoarea Europei, și exemple sunt nenumărate, dar mă opresc la acestea. Inițial am vrut să intitulez această emisiune Televiziune sau Cultură. Ar fi fost mai nimerit acest titlu? Emisiunea din această seară? Tema emisiunii din această seară. Tema, căci așa, uitându-mă, altă denumire sau altfel numiți emisiunea noastră, Iluzii, Prejudecăți și Perspectivă. Cred că mai nimerit este cultura. Dar oare cele două nu pot locui împreună, nu pot face casă bună, televiziunea și cultura? Păi, televiziunea reprezintă un element de bază, în primul rând, al promovării și al promovării, în general, a valorilor. Aici intrăm deja pe un teren în care am putea discuta până mâine dimineață. Este o latură atât de importantă a mass media, după cum bine știm, cu o importanță crucială în promovarea valorilor sau invers, în promovarea non-valorilor. Se pare că peisajul mass media din România este îndreptat mai ales spre promovarea inculturii, a prostului gust, a non-valorilor. Și aici, deși s-ar putea să fiu acuzat de către unii, cred că este meritul televiziunii TV Giurgiu să susțină o emisiune dedicată exclusiv culturii, nu cum este această emisiune Iluzii, Prejudecăți, Perspective. Dar sunt foarte puține emisiunile la nivel național chiar, emisiuni dedicate exclusiv culturii, fiindcă se știe, nu, audiența este numărul unu. Legat de denumire, să știți că Iluzii, Prejudecăți, noi trăim într-o totală iluzie de ceva zeci de ani, că trebuie
merg pe făgașul normal și că valorile sunt promovate. Nu, treburile sunt bine gândite, din păcate, în așa fel încât valorile să fie cumva marginalizate. Iluzia, dacă e să ne gândim, face parte din viața noastră. Mi-amintesc că Sadoveanu cumva spunea că e chiar temelia vieții noastre. Și sunt multe citate care într-adevăr arată că fără iluzie n-am putea trăi. Mark Twain spunea cumva că atenție, să nu vă pierdeți iluzia, că în momentul în care ați pierdut iluzia, existați, dar mai puteți să trăiți. Deci nu ar fi o jignire pentru nimeni că trăim în proveșnică iluzie. Dar numai că iluzia asta noastră nu duce către ceva bun. Și dacă ne întoarcem la tema din această seară, cultură și perspectivă, perspectiva nu este chiar așa de să zic, roză și nici pe departe într-o speranță că ar fi o notă bună în care mai devreme sau mai târziu sau am vedea lumința la capătul tunelului și că mâine, poimine vom vedea o ascensiune a adevăratelor valori. Nu. Durerea mea chiar exprimată de multe ori este că mai mult decât atât s-a investit enorm în promovarea inculturii. Atenție, s-a investit, nu a lăsat pur și simplu așa la întâmplare, domnule, să apară incultura și tot felul de impostori și pseudo-artiști și pseudo oameni de cultură să tot apară și să emită idei, să fie chiar, eu știu, repere, atenție, repere culturale. Păi vă dați seama ce înseamnă asta pentru generații care vin când au aceste repere false, repere false. Și în muzică, și în teatru, și în literatură, peste tot, tot felul de nei ca nimeni, care dacă îi întreb ce știu să facă concret, dar, iată, ne întoarcem la televiziune, care are un rol determinant în a face bine sau a face rău comunității sau țării. E, aici televiziunile au o mare responsabilitate și mă tem, și e lucru știu și nu-mi place să ne ascundem după deget, acuzam cândva în perioada, pentru că noi și eu și dumneavoastră am trăit două experiențe din plin. Cea până în perioada post-decembristă și ce este de atunci încoace. N-a fost nici atunci liberă mass media, din păcate trăim zilele care trăim și nici acum nu este liberă. Presa. Cine spune că este liberă, e treaba lui. Noi ce vedem și ce simțim și ce știm, că doar nu suntem de gaza ochi, dar consecința este devastatoare. Devastatoare în învățământ și în cultură. Pentru că dacă generațiile care le ai sunt atât de mult lăsate în neștiință, în incertitudine și iar mă întorc și oferi cu bună știință repere false, ele nu au nicio vină de ceea ce se va întâmpla. Pentru că ăla e reperul care l-am oferit. Prin ziare, prin televiziuni, prin radio. Uitați-vă ce televiziuni, ce promovează, dacă este, mă ocup de natura care este specialitatea mea, muzica, uitați-vă ce promovează atâtea și atâtea televiziuni. Scuzată să-mi fie expresia, o prostituție culturală crasă. Iată cum sunt promovate valorile care pur și simplu mimează actul artistic. Eu stau și mă întreb câteodată când muncim atâtea ore și cu orchestra simfonică și cu Valachia și... Păi cum s-ar întâmpla, cum aș putea să-mi permit sau și un scriitor, un actor să vină să aibă tupeul să ceară o sumă de bani și să vină să mimeze actul artistic, adică să vină să facă acel playback pe care îl știm cu toții. Și iată că tinerii sunt îndemnați și uite, domne, cu tărească sau cu tare, așa se ajunge, fără să muncești, fără să citești, fără să studiezi, fără să-ți formezi deprinderi, fără. Și atunci, uite, domne, puțin, vezi dacă ești mecheraș, așa se ajunge. Iată ce promovăm. O să discutăm și despre valorile românilor. Cineva chiar vorbea despre mahalaua valorilor românilor, fiindcă se pare că, într-adevăr, există o mahala, nu? Gândindu-ne, și cum a spus de astăzi, la modelele promovate tinerilor, nu, mass media prezentate tinerilor, dar culmea este că, așa cum spunea și Andrei Malraux, spunea parcă, da,
cultura nu se moștenește, cultura se cucerește. Ce posibilități mai are să cucerească cultura un tânăr, un elev, în asemenea condiții, știind că rolul mass media, într-adevăr, este extraordinar de important. Impactul școlii asupra formării culturale a elevului, să știți că este mult, mult diminuat în comparație cu mass media, în comparație cu anturajul, în comparație cu familia. Și, într-adevăr, apropo de valori, se pare că valorile mult mai apreciate sunt șmecheria, agresivitatea, impostura, prostul gust se pare că este cam peste tot prezent, iar în ceea ce privește consumul de cultură, noi românii, într-adevăr, ne situăm ca pe ultimele locuri în Europa. Și cred că și aici, la nivelul municipiului Giurgiu, la consumul de cultură nu prea stăm bine. Gândindu-mă aici la Centrul Cultural Ion Ghina, aici zicem că aici e o activitate deosebită, nu? Evenimentele sunt organizate, dar mă gândesc la teatru, mă gândesc la muzeu. Da, și totul, din păcate, se învârte totul în jurul banului, adică atât cât ești dispus să investești sau nu, în învățământ, în educație, în cultură. Vedeți că tot vorbeam de iluzie. Este o pantă parcă direcționată de ceva ani de zile ca tineretul și noua generație, pentru că pe mine, ca părinte și ca profesor, asta mă doare cel mai mult. Dom'le, noi ca noi am trecut prin ce am trecut și vedem, să zicem, capătul tunelului. Dar ce lăsăm și ce vine? Ce lăsăm și ce vine? Asta nu-ți vorbe în vânt. Ca profesor văd ce vine din spate. Văd ce li se inoculează. Deci ei n-au nicio vină, să fim bineînțeleși. Apropo de repere. Dar practic, prin ceea ce văd zi de zi, că spuneați de învățământ, în școală stau 4-5 ore pe zi, în rest au treabă cu mass media, indiferent care este asta. Și de acolo sunt direcționați și manipulați într-un fel sau altul. De a pune osul la treabă, de a învăța, de a se cultiva, de a-și forma deprinderi sau nu, în șmechereală. Și trăiesc în această iluzie extraordinară care... Cum să vă spun, mi-amintesc ce spunea Pușkin cândva, spunea că, domne, știi ce? O iluzie care te exaltă, știi? Adică care ți oferă o euforie de asta, este mai iubită decât 1000 de adevăruri. Că adevărul este trist, domne. 1000 de adevăruri, că sunt foarte multe, numai unul, este foarte trist. Și noi și generațiile care urmează sunt la pământ, trăiesc într-o veșnică iluzie, dar e o iluzie falsă, niciodată nu va fi bine pe drumul care au luat-o. Adică al neștiinței, al neimplicării. Cultura este aia de, puțin, scuzați-mă, să spune cândva dâng-dâng, adică nimic, domne, ca primatele, hai să ne exteriorizăm la primul ritm sau la primul sunet, poate chiar nedeterminat. Cam pe aici am ajuns, că eu mă uit cu groază la miile și miile de adolescenți, că sunt în stare să consume ceea ce consumă. În materie de muzică, literatură, nu mai spunem. Nici gând, nici... Dacă ar putea să li se ofere precum muzica pe stradă sau aici într-un spațiu liber, poate da, vrând nevrând. Și e trist ce trăim, dar perspectiva, pentru că tot la noastră există în denumirea emisiunea asta și perspectiva este sumbră, din păcate, și puțin cei dispuși să facă ceva concret bine și la modul constructiv. Că ceva vreme multă este de când totul este destructiv, punct cu punct, și aș putea să discut cu cine vrea la obiect și la subiect clar ce s-a făcut în 20 ceva de ani să distrugă tot, și învățământ, și cultură. Și de ce? Și de ce? Pentru că atâta timp cât ești naiv și ești mai ușor de manipulat. Da. Și asta mult mai lejer. Citez acum dintr-o carte superbă a lui Alex Ștefănescu texte care nu trebuiau fi publicate, parcă se numește cartea, și la un moment dat își începe un articol așa. Au trecut 140 de ani de la nașterea lui Ile Caragiale și 80 de ani de la moartea lui, dar nu avem nicio dovadă că au trecut. În sensul că personajele au rămas cam aceleași, situațiile au rămas cam aceleași, în sensul că șmecheria și agresivitatea și atunci și acum sunt în prim plan și chiar sunt valori apreciate, nu să fii șmecher de șmecher.
în sensul că denigrarea valorilor care se făcea atunci se face și la ora actuală. Deci, să... trăim în lumea lui Caragiale, ba mai mult. Da, păi da, da. Din păcate, da. Caragiale, pe zi ce trece, devine din ce în ce mai actual. Da, da, da. Și apropo de valori, de școală, chiar termenul școală vine de la scola din limba greacă și însemna timp liber, un fel de răgaz așa pe care tu să-l folosești pentru a te cultiva, pentru a te dezvolta cognitiv și așa mai departe. Ori școala în ziua de astăzi, într-adevăr, dacă să ne referim la școală, care este o instituție culturală, fără deosebire, nu? Fără discuție, care are rolul de a conserva și transmite cultura tinerilor generații. Ce se întâmplă în școală, se întâmplă peste tot. Criza de valori din școală există peste tot. Fiindcă, într-adevăr, școala, învățământul nu mai este atractiv pentru cei mai buni studenți, nu pentru cei mai buni absolvenți. Exact. Și pe zi ce trece, mă rog, deși poate... Mă rog, poate că exagerez puțin. Intrăm în aspecte concrete, să zic așa, de la încadrare, că vorbeați când mai este învățământul o atracție pentru valorile care termină facultățile, da? Și terminăm, mergem de la încadrare până la elev și chiar plecăm puțin de la, nu acuzele care se aduc mass media și celor care într-adevăr fac ca aceste... până la urmă urmei funcții, profesii să mai fie atractive, să știți că dacă ar fi să ne oprim puțin asupra ceea ce se întâmplă în învățământ, o mare parte de vină, zic eu, o au și părinții. Profesorii pe de-o parte, și sunt profesori, da, nu mai sunt atrași, motivele sunt obiective, nu se poate trăi din 800 de lei, nu se poate trăi din 1200 de lei, mai bine te duci și faci o șmecherie. Iată de ceea ce vorbeam, domnule, nu se poate, adică treburile nu sunt deloc corectate, deloc îndreptate. Perspectiva nu este deloc bună, clar. Deci, asta nu ca aș oferi circumstanțe, dar motive sunt N, pe ceea ce vorbeați, că nu mai sunt atrase valorile către această profesie de profesor. Foarte corect spus, nu mai sunt atrași și nu că nu ar fi profesori la ora actuală niște oameni bine formați, bine pregătiți. Pe de-o parte, este acest aspect, dacă vreți, de ordin material, care efectiv te pune pe gânduri și nu trebuie să ne ascundem după degete. Acest lucru se întâmplă și, uitați, situația din sănătate. Omul migrează către alte... eu știu, preocupări sau alte locuri în care ar avea o satisfacție de ordin material, nu că ar dori huzurul sau că și-ar propune. Nu, e o chestie pentru... Dar să știți că nici părinții nu sunt, să zic așa, eu știu, într-o reacție ca cea pe care o cunoaștem noi cu ceva 20 de ani în urmă. Acum, vă spun, elevul are mai multe drepturi decât profesorul. Nu ai nicio posibilitate de a-l struni, să zic așa, pentru că până la urmă a devenit ceva de genul elevul nostru, stăpânul nostru. Dacă vorbește la telefon în timpul orei și cumva ai luat vreo măsură, știți, vine părinte la școală și în loc să nu să-ți dea dreptate, să, într-un efort comun, să pună trebuie la punct și elevul să nu mai facă treaba asta sau comportamentul ăsta atât de uneori arogant și dimpotrivă este alimentat, nu, domne, are drepturi, te rog frumos, nu, și atunci vedeți, pe de o parte aspectul care material, pe de altă parte de lăsarea unora care, domne, lasă copilul să dezvolte democrație, foarte bine, asta e, democrația asta probabil ne-am dorit-o sau nu ne-am dorit-o, dar asta o avem de 20 ceva de ani și iată ce culegem. Faptul că stăm foarte prost la consumul de cultură, cred că se vede și pe stradă, mai ales în sud, în Giurgiu, nu? Cum se comunică, prin țipete, strigături, înjurături. Asta denotă lipsa de cultură. Exact. Chiar această agresivitate verbală vine tot din lipsa de cultură. Dar în același timp citeam undeva despre comportamentul public. Cum să se mai comporte și elevii din ziua de astăzi, din moment ce citez acum din diversi oameni politici. Da. Anca Constantinescu,
PDL 2005, Camera Deputaților, către opoziție. Ciocu mic, că noi suntem acum la putere. Mi-amintesc. Ioan Iliescu, 2005, într-o ședință a grupului senatorial PSD. Mircea Joană s-a purtat ca un prostănac. Marian Vanghelie, 2007, întrebați-l pe Băsescu dacă Elena Udrea e domn. Marius Marinescu, PC, într-o emisiune B1 TV, către Anca Constantinescu, aveți o față de bideu de nu se poate. Călim Popescu Tăricianu, către Mircea Joană. Mircea Joană, I fuck you. Teodor Stolăjan, 2008. Miron Mitra este un om ieșit de sub camion. Victor Ponta, Vanghelie și așa mai departe. Sunt oameni politici de la toate partidele, nu? Care au un comportament public execrabil. Și atunci... Bine, bine, cu glumin, să știți că între ei e adevăr greu, dar uite cine a condus și pe ce făgaș a pus, să zic așa, țara asta. Pentru că dacă te exteriorizezi în halul ăsta și la maniera asta, nu ai nici pretenții. Numai că ghinionul nostru care se perpetuează, dar nu o istorie, este că tot ei au parte să ne conducă. Acești indivizi care cum spuneam mai devreme, pseudo-specialiști în temir ce, că dacă a spus Dumitrea că a ieșit de sub camion, nu trebuia să exprime la modul ăsta, dar până la urmă cam așa a fost. Știți? Adică ar fi diplomat puțin, dar omul n-a spus mare neadevăr. Depinde cum spui, știți că în muzică foarte mult face, să zic, tonul. La aici mai este și problema elitelor în sens strict tehnic elite. Nu că ar fi cei mai buni, cei care ne conduc, elite politice, elite culturale, elite intelectuale. Nu, se pare că și factura acestor elite este puțin la un nivel foarte scăzut. Mă gândesc la cei care ne conduc. Să intru, să zic, niște exemple care nu sunt așa, să zic, tocmai onorante pentru elita cultului. Să știți că, din păcate, și această elită care ne-a mai rămas a devenit alterabilă. Eu nu sunt de acord cu ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme cu Patapievici. Nu sunt de acord cu ce s-a întâmplat cu Iceanu și toți cei care au înconjurat sunt... Da, Andrei Pleșu, făcut praf, linșat într-o emisiune TV. Domn profesor, despre ce vorbim? Haideți să vedem puțin și eu, așa, să zic, gunoiul din ograda noastră. Iată repere ale culturii naționale care, în opinia mea, mă exprim tandru, au devenit alterabile, să nu zic mai mult. Să poate așa să cobori și să urci, să te schimbi, cum nu aprobăm schimbările acestor cameleoni politici, da? Și vin eu cu pretenții extraordinare și, într-adevăr, justificate, de altfel, și până la urmă, ce practic de câțiva ani? Ce spuneam puțin mai devreme? O prostituție de prost gust. Astăzi este domnul în mâna și condeiul care stă, să zic, proiectul meu. Încep să mă înclin cum bate vântul. Și numai trei exemple au fost date. Exemple ar putea continua. Ei sunt, într-adevăr, să zic, au reprezentat așa vârful de lance pentru mulți dintre noi, repere ale culturii, și iată că comportamentul lor din ultimii ani, cel puțin, și am auzit atâtea alte voci în unison cu mine, cu noastră, care condamnă acest lucru. Așa că și numai o clipă, eu nu-i condamn absolut deloc nici pe Pleșu, nici pe Liceanu, nici pe Patavie, și din contră îi admir enorm. Deci nu se pune problema la fel. Capacitatea lui despre capacitatea lor discută. Pe asta mă interesează. Orice mare păi și părți bune și părți... Da. La fel cum îi admir foarte mult, de pildă, pe regizorii români. Regizorii români de film, nu, care la ora actuală sunt printre cei mai buni de pe glob, și cred că un film care ar trebui să fie vizionat de către toți românii este Aferima lui Jude. Domn profesor, poți manifesta și poți fi o enciclopedie, o capacitate incontestabilă, cum sunt mari domni despre care vorbim. Atâta timp cât verticalitatea și demnitatea a început să-ți dispară, contextul și nu mă interesează în care ai făcut acest, să zic, acest compromis. Altceva atunci mă așteptam de la ei ca pentru reperele astea care le avem și ce vorbeam puțin mai devreme de tânăra generație care duce o lipsă extraordinară acută de repere, ei să fie, să zic așa, etalon și din acest punct de vedere, numai al capacității culturale.
Dom'le, verticalitate, demnitate, n-am treabă cu stânga, cu dreapta, să-i fac jocul murdar a ceea ce vedem zi de zi, să-l cânt, să-l... Atunci ce am făcut? Pentru ce l-a omorât pe Ceaușescu? Pentru că și el avea cântăcioșii lui de nu se mai putea. Și acum văd la alt nivel, trăim alți ani, alți cântăcioși, scuzați-mi exprimarea. Cam așa, asta acuz și asta acuză multă lume, nu eu. Eu vreau să mai accentuez puțin pe aferim pe filmul lui Jude, un film excepțional, se pare, da, despre care am citit numai chestiuni la superlativ, n-am vizionat filmul, printre altele și o cronică lui Vintila Michelescu în Dilema, unul cel mai tare antropolog, să zicem, din România. Și cred că acest film ar trebui să fie vizionat de toată lumea, să vadă de unde ne tragem, că de fapt nu ne tragem din neam de eroi, din neam de poeți, din neam de oameni cei mai generoși și așa mai departe. A, vorbiți de noi românii, nu? Noi românii, nu, la români mă refer. Da. Un film care are darul de a ne pune pe gânduri, este vorba despre romi, este vorba despre oameni săraci, despre oameni inculți, este vorba despre strămoșii noștri dintr-un timp din urmă nu prea îndepărtat. Cred că este un film care trebuie să fie văzut, să venim puțin cu picioarele pe pământ, apropo de iluzii, nu? Da. Fiindcă tot timpul, nu? Considerăm că suntem buricul pământului, că ne tragem, repet, din neam de eroi, că ne-am născut poeți și așa mai departe, niște chestiuni care, mă rog, nu au nicio legătură cu realitatea. Eu aș propune, fiindcă iată, deja au trecut minute bune din această emisiune, să ne referim puțin și la activitatea Centrului Cultural Ion Vină. Și ajută. Haideți, da, începeți dumneavoastră. Este tot ceea ce putem face, zic eu, iar funcție de bugetul care l-are o instituție de acest gen. Pot spune oricând că la bugetul care l-avem, noi giurgiuvenii, nu vorbesc neapărat de Ion Vine, vorbesc, permit și cred să mă scuze domnul Mircea Meionescu să vorbesc și numele dânsului, și teatru, și suntem cenușăreasa, ca și, eu știu, la nivel național, cultura, cenușăreasa societății. Bugetul este practic nepermisiv de a face ceea ce îți propui și ceea ce știi să faci, dar cu toate astea unde mă duc și unde ne ducem nu mi-este deloc rușine, pentru că reușim să completăm și să acoperim toată paleta culturală artisticului. Și aici, oricând, stă mărturie negru pe alb, concret, fiecare eveniment, fiecare activitate care, într-adevăr, merge de la teatru până la concurs de cultură generală, până la muzică de factură cultă, concursuri de creație, tot. Un aspect. Al doilea este acela că, în plan național, având contact foarte bun cu multe județe importante, să zic așa, mă refer la Alba Iulia, mă refer la Galați, iată, Clujul de două ori, vreau să vă spun că am fost invitat și sunt implicat în TIFF, Festivalul Internațional al Teatrului. Am o legătură onorantă cu Dinu Giurgiu. Fac o paranteză aici, s-a doit, dar iar din lipsa bugetului alocat, nu că cineva n-ar vrea. Este cunoscut faptul că Giurgiu este un oraș sau un județ sărac. Dinu Giurgiu îmi propunea anul trecut la Cluj să vină aici să mă ajute să facem un cinema modern. Ho! Extraordinar! Este o nișă neacoperită. Dom'le, dacă am auzit cât costă și ce costă, cui să mă duc să spun, dom'le, când eu știu în ce sărăcie să-ți bate și consiliul local și cunosc, adică nu este, domne, hai, de ce nu încerci? Ce să încerc, domne, că să o luăm și noi pas cu pas. Aș vrea, să zicem, pentru comunitate, o stagiune coerentă de concerte simfonice. Apropo de formare, cultivare, de șlefuire a caracterului, a temperamentului uman. Domne, prin așa ceva faci. Pentru că altfel auzi pe stradă ce auzi, exprimări, exteriorizări. Bun. Nu am reușit să fac treaba asta tot din cauza bugetului. Păi cum aș fi reușit să fac sau să cred, să trăiesc cu iluzia și să-i spun Dinu Giurgiu, da, domne, vino și facem treaba. Era binevenit un cinematograf modern. Da, da. Da. Iată că am avut această... Mai ales acum, mă scuzați, domn director, multă vreme nu am avut regizor extraordinar de film, dar aveam cinematografie, era România plină de cinematografie. La ora actuală, când avem una dintre cele mai bune cinematografii de pe glob, nu mai avem cinematografie. Adică avem fondul,
nu mai avem formă. Înainte era formă fără fond, exact, acum avem fond fără exact formă. Exact acest lucru îl sublinia și domnul Dinu Giurgiu și chiar la treaba asta se vea, știa că în Giurgiu, în Călărașul, să știți că deja și-a făcut ceva aproximativ cam ce ar trebui. Dar noi, Giurgiu și Alexandria, nu avem mai nimic. Dinu Giurgiu știa și de-aia am avut o discuție destul de serioasă, am identificat și spația, dar totul se rezumă la bani. Se reduce. Bun, mai departe. Vreau să spun că peste tot unde mergem, lăsăm un mare semn de întrebare. Noi, giurgiuveni, pentru că ei știu că aici se întâmplă multe lucruri. Știu așa, băi, voi sunteți cam săraci, dar cum n-ai să faci că aveți teatru? Cum n-ai să face că aveți... Simfonic. Cum n-ai să face că aveți o trupă de sfătători Valahia, care e formată numai din profesioniști, care o numim și fanfară și orchestră, care e cunoscută în toată țara? Cum să face că, într-adevăr, aveți festivaluri? Iată că de 3 ani de zile am reușit cu acest Maringhiocel să intrăm în lumea bună, adevărată. Anul ăsta vreau să vă spun că în luna aprilie a treia ediție a acestui festival în care promovăm la modul concret o valoare, că ne place, nu ne place, că să știți că nu mă ascund, am auzit discuții de la Târgu Jiu până la noi. Repet, am relații extraordinare de colaborare cu alte structuri similare nouă. Și auzeam, adică v-ați găsit să promovați păla, adică că e etnie romă. Dom'le, n-am înțeles. Păi este o valoare indiscutabilă pe acest domeniu. Punct. Și anul acesta vom realiza festivalul și așteptat foarte, foarte mult de iubitori în toată țara și din lume, pentru că avem ieșire, transmitem în direct, vor face cu celebra orchestră Bodgros și cred că o să intrăm direct cu TVR1. Sunt în discuții cu doamna Elize Stan și iată unde mergem toți, spuneți că doamne, nu mai vă uitați că sunteți sărajuși, pentru cum faceți? Uite, facem din bănuțul ăla care l-avem să avem cam de toate, dar știți ce se întâmplă? La nesfârșit nu poate să meargă treaba asta. Uitați, ieri și alaltele am fost, cu dumneavoastră am mai vorbit într-o discuție extraordinară, ca să vedeți raportul de implicarea a bugetului, a părții materiale. Ieri și alaltări am fost într-o discuție la București, se va organiza în luna mai un mare concert cu soliști și dirijori la Bolșoi Opera, adevărat, subliniez acest lucru, pentru că se mai întâmplă și lucruri mai puțin adevărate. La București, la Ateneu a fost vorba. Vreau să vă spun că aceiași instrumentiști pe care eu îi folosesc aici în Orchestra Sinfonică Valahia, cum am denumit-o, vin alături de mine, alături de noi și se implică cu 25% din plata normală a muncii lui, ca să păstrez confidențialitatea, să nu dau. Și mă uitam acum că am fost ieri la București și am vorbit și cu organizatorii și cu producătorul și cu ambasada, care este implicată, ambasada Rusiei. Și noi, cu 25%, putem face exact ceea ce face Bucureștiul. Dar ce se întâmplă? Că uneori nu ai nici acei 25%. Și actorii, și muzicienii ne înțeleg și vin lângă noi. Dar marea durere... Asta înseamnă totuși că este un lucru extraordinar, că se întâmplă ceva deosebit, că provincialismul nu a fost depășit fără discuție. Decât că nu putem să oferim continuitate. Asta este un lucru extraordinar de păgubos pentru orice domeniu de activitate. Atâta timp cât tu nu-ți permiți să faci un lucru decât la modul heilupist, din când în când, și matematică, și literatură, și muzică. Aici asta există peste tot, lipsa de continuitate, așa că e un lucru comun, nu? Asta mă deranjează, mă doare, pentru că nu poți obține un efect final benefic, vorbind de educație și... Da. Dar lipsa de continuitate e vizibilă în toate domeniile. Și în filosofie, foarte greu să faci o istorie a filosofiei românești, și în politică, nu toți iau de la început, în toate și domeniile. Domeniul cultural artistic e aceeași, să zic, aceeași lipsă.
nu poți avea continuitate, nu poți avea o coerență care aduce la lucruri extraordinar de constructive. Și aici, când vorbim de stagiuni întregi de teatru, când vorbim de stagiuni întregi de concerte simfonice, de factură cultă, domne, vorbește emanciparea și șlefuirea caracterului, temperamentului, sensibilizezi la modul concret omul, tânărul. Eu, de exemplu, am inițiat de când am venit concerte educative pentru puține orașe din țara asta, cred că le numesc pe degete la o mână, fac treaba care o facem noi în Giurgiu. Concerte educative pentru copii. Concerte ținând cont de programa de învățământ al lor, nu așa haotic, hai să le cântăm copiilor. Păi continuitatea am până la un anumit nivel. Când vreau să duc copilul mai departe, către genuri muzicale, către curente muzicale, să-l duc către, la clasicism, către romantism și să înceapă într-adevăr să sensibilizarea lui să se manifeste și în comportamentul de zi cu zi pe stradă, nu mai pot să fac treaba asta pentru că acel 25%, 30% Consiliul Județean sau Consiliul Local nu își poate permite să susțină un demers ca asta coerent. Și atunci stagnăm. Am aici în față o listă cu manifestări care au avut loc în 2014. În 2014. Vă rog regia să le și difuzeze, sau poate că au fost difuzate și nu apar pe ecran. Da, iată Ziua Culturii la Ateneul Bălănescu, alături de cunoscutul actor Eugen Cristea, Tică Lumânare, de vreo 2-3 ani, într-adevăr, ne putem mândri că realizăm și marcăm acest eveniment cum se cuvine. Bianca, eu am apreciat foarte mult manifestările dedicate Zilei Culturii de anul acesta de la Ateneu. Mi s-a părut un bun gust extraordinar. Dacă vrea să rămână puțin regia pe această fotografie, da, în acest an, în 2015, am marcat, o să vorbim altă dată, a fost într-adevăr o seară extraordinar de reușită. Am avut niște repere ale culturii naționale invitate pe scena teatrului. Iată și aici este vorba de cunoscuta soprană Bianca Ionescu, alături de fostul director adjunct al Filarmonicii noastre Giurgiu Doniga, tot în 2014, Ziua Națională a Culturii. Mai departe putem să mergem. Da, mergeți mai departe, vă rog. Da, iată Unirea Principatelor la Ateneu. Întotdeauna îmbinăm, să zic, spectacolul cu evocarea. Este ziua de Dragobete, piesă de teatru. Domnul doctor Georgescu, care este omniprezent în toate demersurile culturale, copiii la treabă, vreau să vă spun că dacă mai vrem să mai rămânem aici măcar, vorbeam de concertele educative. Uitați, un moment în concert educativ, avem într-adevăr în funcție de programa lor de învățământ, este o serată de, dacă putem să ne oprim aici, era o seată muzicală a unui pianist giurgiuvean. Da? Putem să mergem mai departe, îmi scapă numele. Avem un... aici, dacă ne oprim puțin, ia uitați ce emulație, festival, este un gen muzical, zici, corul, este pe cale de dispariție, practic, în țară. Este o muncă decisiv, dar să zic așa, nu prea ai nicio satisfacție de ordin material, nici nu se pune discuția, nu ai nici obiective să zici că, domne, de exemplu, ne pregătim pentru ceva, pentru ce? Un turneu, un festival, nu, nimic. Ăla era festivalul Lumină din Lumină, în perioada Paștelui. Aici este o mai veche dorință a mea, care în sfârșit s-a realizat anul trecut, aceea de a pune în scenă o operă întreagă adaptată la scena Ateneului, că scena Ateneului nu permite prea mult, pentru că este o scenă gândită a fi eminamente pentru concerte simfonice. Asta este opera Traviata, jucată de artiști ai operei române din București pe scena noastră. Am căutat cu regizorul să aducem tot și o mică orchestră live și personajele principale din Traviata. A fost o seară minunată și în acest an, pe 23, invit publicul meloman, o să
am vorbit cu regizorul să organizăm o seară cu creația Verdi. Pe 23 aprilie. Aprilie. 23 aprilie o să avem o seară intitulată chiar sugestiv Bună seara, domnule Verdi, cu cele mai celebre arii din creația verdiană. Iată majoretele pe care le-am înființat, vorbeați de ce-am înființat, somet. În urmă cu prin 2006 eram la un concurs de Miss România-Bulgaria și atunci am avut ideea, zic, domnule, ce-ar fi în Shin Giurgiu, că văzusem în Germania, în Italia, peste tot, în Anglia, unde, în Danemarca, majorete. Și zic, de atunci, din 2006, am înființat echipa aceasta de majorete, care ne însoțește peste tot în țară și în afară. Am fost și sunt foarte, foarte bine primite. Chiar zilele trecute au câștigat și Cupa Valahia la majorete la concursul național de Târgoviște. Ca să mai vă spun că noi la cursurile extracurriculare, adică de teatru, muzică, dans, tot ce, avem cam 250-260 de copii, ceea ce putem spune că avem o adevărată școală. Mai departe, erau secvențe din sărbătoria zilor municipiului, ceea ce vom face în curând, deja am intrat în febra pregătirilor pentru acest an. Georgel Nucă, Cumeișoreanu și artiști cunoscuți ai și iubiți de întreg poporul. Da, secvențe de la... Iată puțin, dacă ne oprim aici, concursul care a ajuns la a patra ediție, concursul de cultură generală, gen cine știe câștigă, l-am dorit, din păcate până în prezent nu am putut. Sper că în urma discuției care am avut cu domnul inspector general Gigi Oprișan, de anul ăsta regulamentul, deci este un concurs de cultură generală pe care l-am inițiat în urmă cu 4 ani pe istorie, geografie română și muzică. Practic am vrut să introduc în circuitul MEC-ului acest concurs și ușor, ușor, dumneavoastră vă amintiți despre concursurile gen cine știe câștigă dată, ce emulație, ce efervescență, ce spirit de competiție dezvolta. Am reușit în bună parte, toate școlile se implică, rămâne și acela era concursul de cultură generală gen cine știe câștigă, care va fi și în acest an, în luna mai. Aici, tot în cadrul Primăverii Culturale Giurgiu Vene, Maia Morgășan a fost în seara aia un recital extraordinar, o femeie singură, o piesă de teatru într-un singur personaj. Am văzut un lucru, am văzut un recital de excepție. Este într-adevăr o actriță... Este una dintre cele mai mari actrițe, fără discuție. Eu am fost invitat la ambasada Italiei cu vreo 3 luni de zile înainte, dacă nu și mai mult, de prietenul meu, regizorul care montează piesele mai, și mi-a zis, Virgile, vină cu asta, vezi o treabă care chiar te rog să oferi și giurgiuvenilor tăi, și nu mi-a părut rău, Aici întâlnirea cu principele Duda, lansare de carte la Ateneu, a fost primit extraordinar de bine, sala a fost full, a rămas profund impresionat, iată, la lansarea de carte, oamenii au cumpărat cartea și au stat pentru a culege și autograful. Concursul de pictură, concursul de pictură avem mai multe pe an, dar acesta este în cadrul Primăverii Culturale Giurgiu Vene, a devenit o tradiție de niște ani buni ca, mă rog, copiii noștri și copiii din Bulgaria să întâlnească într-o zi de aprilie, în preajma sărbătorii zilor municipiului nostru, și să avem un concurs de creație peisagistică ori din centru istoric al nostru, ori dar cred că ar fi bine să le spuneți telespectatorilor și despre acea doamnă profesoară de dans, o bulgăroică, nu, care atrage copii și care are o biografie interesantă, nu? Da, la noi, la Centrul Cultural, am reușit să atragem o specialistă extraordinară în dans. Vorbesc de dans, de performanță, de dans sportiv. Este vorba de doamna Goranova Ralița. Atenție, este absolventă a Liceului de Artă din Ruse, absolventă Academiei la Pian, absolventă Academiei de Muzică din București, Pian și Canto Clasic, doctorand în muzică clasică și subliniez acum,
vicecampioană a României de 12 ori la dans sportiv. Vicecampioană de 11-12 ori. Și de 2 ani de zile activează la noi la Centru Cultural pe această clasă de dans sportiv. Este un lucru foarte serios pentru că acum vreau să înțeleagă bine, doamna vrea să și știe să facă performanță, ea fiind campioană, nu, sau vicecampioană și un om atât de școlit, să zic, un intelectual rasat. Și al treilea an a fost un început greu, pentru că ce se întâmplă? Și copiii și părinții când vin vor ceva cât se poate de imediat. Dom'le, vrea să-și vadă copilul în 2-3 luni evoluând undeva. Nu se poate, ca să faci performanță în orice domeniu, trebuie să ai un interval de timp în care înmagazinezi știință, informații, deprinderi și așa mai departe. Ori ea lucrul ăsta îl face. A avut într-adevăr acum o să puteți vedea chiar la zile municipiului într-o seară evoluând cu elevii ei. Este într-adevăr un câștig pentru noi giurgiuveni că a acceptat să... Este în Federația Națională implicată. Da, și mai departe aveam în continuare aspecte, fotografii de la alte manifestări. Iată o seară, dacă putem să rămânem aici, regia, o seară pe care am realizat-o cu Academia de Muzică și corul de copii al Operei Române din București. Este o seară de balet și putem să mergem mai departe. Seară de balet și muzică. A fost o seară impresionantă pentru că... Da, putem să mergem mai departe. Impresionantă pentru că, într-adevăr, corul de copii al operei și cu doamna profesoară de canto Academiei de Muzică, cu studenții și... aici am intrat în altă parte. Și cu studenții și cei care sunt deja la operă, foștii studenți, au evoluat pe scena Ateneului, oferind o seară minunată din punct de vedere calitativ și numai. Asta este Ziua Internațională a Dansului, pe care o marcăm mereu, implicăm toate școlile și ONG-urile și sărbătorim an de an, anul acesta o să sărbătorim această zi chiar la Ziua Muzeului. Putem să oprim puțin aici. Iată prima ediție concurs de teatru al liceelor. Anul trecut, în 2014. Deci, pentru prima dată, liceele s-au implicat în acest concurs de teatru, fiecare cu câte o echipă de teatru. Da, cunosc foarte bine, am fost și eu spectator, fiindcă fiica mea a evoluat și a întrupat liceului Tudor Vianu. E, poftim. Da. E greu să unești lucrurile și greu să-i atragi, să zic așa, dar până satisfacția e destul de mare. Da, mai departe, mai sunt, da, uitați pe ei, colegând aplauze. Vreau să vă spun că imaginea care o vedeți acum ne arată că, într-adevăr, giurgiuvenii iubesc foarte mult teatru. La Zalomit, la noi, la Ion Vinea, mai funcționează încă 3, ne oprim puțin pe această imagine, încă 3 formații, 3 trupe de teatru amator. Avem noi clasa noastră, cu niște satisfacții extraordinare a elevilor. Spun treaba asta pentru că vorbeam ieri chiar cu domnul Mircea Emeionescu și spuneam, domnule, zic, știți, de 3 ani de zile suntem pe locul 3 la cel mai titrat concurs de teatru la Cluj și la Botoșani, la Piatra Neamț, scuzați. Clasa este clasa noastră, iar acestea, ce ați văzut dumneavoastră, sunt pur și simplu trupe de teatru amator care și-au luat rolul în serios, vin și se pregătesc și evoluează. A fost la piesa aceasta de teatru care nu, era, nu a fost, unde nu. Era domnul Remus Găin, doamna Tania Moga, oameni cunoscuți, profesori, tot felul de specialități, care e un lucru extraordinar de îmbucurător. Aici este una din edițiile, cea din 2014, a festivalului In Memoriam Marin Ghiocel. Este directorul ansamblului Doina Goșului, domnul Porumbel. Este practic momentul de început am avut parteneriat cu Doina Gorjului, ansamblul celebru, ansamblul Doina Gorjului, un parteneriat în care noi nu ne-a costat nimic, au evoluat gratis alături de noi și acesta este un moment din Floarea Calută, în recitalul ei transmis în direct de Favorit și
marcarea Zilei Marinei, n-ar fi trebuit să fie poate fotografia asta, și este iar un moment în care, sau o zi în care noi dorim să, poate rămânem aici, dorim să mai păstrăm cât se poate tradiția orașelor dunărene care sărbătoreau întotdeauna Ziua Marinei. Din păcate, acum știm cu toții, unități de marină nu mai există, marinari nu mai există. Noi căutăm pe cât posibil să ținem acele tradiții atât de dragi și atât de frumoase, cu jocurile marinărești și nu numai. Ziua Marinei se sărbătorește și acum în orașe de care au încă marină. Tulcea, Brăila, Galați, Mangalia și Constanța. Și noi, Giurgiu, suntem cam între primele, singurele orașe care nu mai avem marină, dar mergem mai departe cu tradiții. Majoritatea noastră la Festivalul Internațional de la Pitești, turci invitați sunt după noi, totdeauna vedeți drapelul acolo. E un festival în care, sau festivalul în care ne ducem și mai luăm pulsul, să zic așa, a competițiilor și a valorilor care există. Bineînțeles, când te duci aici, suntem în Galați, concerte și în spații publice. Aici suntem poate în Galați, da, în Galați este. Aici este stagiunea noastră anuală de concerte în aer liber, în Parcul Alei, stagiune care întotdeauna începe în luna iunie și o terminăm în luna septembrie. Este o atmosferă extraordinar de plăcută și civilizată. Și iar spun că suntem la capitolul ăsta un oraș invidiat din acest punct de vedere. Puține orașe își mai permit să aibă structura lor. Am fost în urmă cu o săptămână la Călăraș, la centru cultural de acolo, și chiar spuneau că de mult vor să-și facă o fanfară, dar n-au cum, n-au decât 4 specialiști. Tot trupa noastră, aici suntem în Pitești, într-un marș care se face către scena de concert. Aici și-am sărbătorit tot în 2014 10 ani de activitate a orchestrei de sfârători sau a fanfarei Valahia, alături de nume grele, să zic, ale muzicii românești. Aici aveți unul dintre instrumentiștii foarte, foarte valoroși ai României. Este vorba de flautistul Oprițoiu Cătălin, care este doctor în flaut, în specialitatea, da? Omul este cu vreo 2-3 masteruri pe afară, pe specialitate, rămâne puțin acolo. Este lector universitar, solist al filarmonicii și, poate mai cunoscut acum ca oricând, este cel care a înființat orchestra care este la ora actuală, este cea mai titrată, cea mai bună, Orchestra Sinfonică București. Este a lui, orchestra particulară. Orchestra Sinfonică București, care este cea mai recunoscută acum poate și în Europa, care a funcționat la noi în Giurgiu, chiar vreau să rămânem puțin aici, la noi în Giurgiu, sub numele de Valahia, până acum 2 ani de zile. Acești băieți au fost lângă mine, lângă noi, dorind alături de mine să facem acea continuitate. Când au văzut după 2 ani de zile că nu există posibilitatea finanțării, așa, s-au retras și atunci lui Oprițoiu i-a dat în gând și a zis: domnule, ia stai să înființez eu această orchestră aleasă de el pe sprânceană, numai și numai cei mai valoroși din muzicienii, și repet, dacă vorbiți de acest lucru între muzicienii din București, indiscutabil, a luat ce este mai bun în România. Așa ceva am avut noi timp de 2 ani de zile fără să știe multă lume. Au plecat și zic, domnule, ia să înființăm. Și au înființat Orchestra Sinfonică București. Și uita, stați acum și o să vedeți pe unde a fost implicată și unde e. Putând să o avem noi, a noastră, să ne reprezinte Giurgiu și să... Da, a fost el, a fost soprana Irina Vaianț, o soprană pe care o veți vedea tot mai des în spectacole de operă la București. Chiar ultima evoluție a ei a fost în Fantoma de la Operă, a fost montată în urmă cu 2 luni de zile. În seara asta chiar am aflat că va fi și în Aida, iată un nume care, de care o să mai auzim și care a evoluat la noi la Ateneu încă de când a terminat conservatorul, și alături de, mă rog, prietena noastră Corina Chiriac a marcat acest eveniment 10 ani de activitate. Și continuă, că pentru că într-adevăr este o mică parte din, este, să zic, stagiunea pe care mă chinui să o realizez de concerte sinfonice. Colaboratorul nostru și prietenul nostru este și
violonist, concertmaestru al Orchestrei Simfonice Radio și dirijor. Este alături de noi. Orchestra, de fapt, care o am realizat-o de doi ani de zile, după ce n-am mai fost în contact cu cei de la București, este practic pe formula celor la Orchestra Simfonică Radio, ce vedem noi aici. Eu lucrez cu ei la Liceul din Ulipati din București. Iată implicarea noastră și în concerte de mare ținută, începând cu festivalul George Enescu, unde am fost invitat să concertăm, ne priem pe toate necesitățile comunității noastre și de la serviciile militare până la concerte executăm și ne priem pe orice. Acolo era probabil ziua de 1 decembrie, cu siguranță ziua de 1 decembrie, după cum suntem îmbrăcați, Ionuț Idău din Ardeal sau din Bistrița, făcând frigul alături de noi de 1 decembrie la spectacol. Pe urmă, iată secvențe din luna decembrie, când dorim, începând cu data de 1 decembrie până pe 20 și ceva, să creăm acea atmosferă de a sărbătorilor, acel climat, acel spirit al sărbătorilor de iarnă și în fiecare seară sau în fiecare weekend evoluăm acolo cu crăciunițele, cu corul, ați văzut corul profesorilor, colindători și vă înfruntăm cu stoicism frigul pentru că e o atmosferă chiar plăcută și dacă e frig și dacă bate vântul, acestea sunt momente. Uitați copilașii, drăguții, cum evoluează în intervalul ăsta de timp. Avem scenă montată. Asta este seara în care întotdeauna conducerea primăriei vine și aprinde luminițele și crăciunițele noastre, majoretele și cu orchestra, chiar în seara aia se creează acolo o atmosferă reală de un spirit de Crăciun extraordinar. Cam acestea sunt în linii mari copiii care joacă teatru și ei. Spuneam că teatru este foarte, foarte iubit. Cam acestea în linii mari sunt activitățile Centrului Cultural care zic eu că cuprinde plaja cultural artisticului aproape în totalitate, începând de la ce vreți, orice ce latura artisticului până la lansări de carte și... Emisiunea noastră se apropie de final. Vreau să vă spun un lucru. La începutul emisiunii și din motive personale eram puțin pesimist, să zicem. Să știți că la ora actuală, în acest moment, sunt foarte optimist. În Giurgiu se întâmplă într-adevăr lucruri deosebite din punct de vedere cultural, iar cultura, zic eu, că reprezintă esența educației individului, a omului. O existență extraculturală este imposibilă. Nu se poate. Un popor fără cultură nu are nicio sortă de izbândă. Nu. Uitați-vă să ne uităm la marile puteri din antichitate până în prezent. Ce a stat la baza dezvoltărilor? Cultura. La marile imperii. Cultura. Nu altceva. Educația și cultura. Fără discuții. Domnul director, nu rămâne decât să vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. O să vă invit cât de curând sau poate mai târziu, poate o să discutăm și despre anul 2015 odată, nu? Cu drag. Anul viitor. Și eu vă invit la primele evenimente care pe data de 7 începem deja maratonul cultural care poartă denumirea de primăvară culturală giurgiuveană și avem câteva momente culminând cu zilele orașului în care tinerii o să poată să întâlnească cu Moga, cu toată suita lui Moga, să zicem, cu Delia, cu ce iubesc ei mai mult, să zic, pe de-o parte. Dar pe de altă parte... Nu sunt uitați și nici iubitorii muzicii populare. În altă parte, ați văzut că vă invit la o seară de operă pe data de 23. Tot în intervalul ăsta de timp o să avem concursuri și alte festivaluri. Așa că, eu zic că marți o să afișăm câteva bannere cu toate activitățile în număr de vreo 20 de evenimente. Și consumatorul de artă poate să-și aleagă pe acest interval de timp, aprilie-mai, să vină dacă vrea la pictură, dacă vrea la cultură generală, dacă vrea la teatru, că avem și vreo 3 seri de teatru, muzică de factură cultă și muzică de toate genurile, populară, ușoară și ce vor. Așa că și eu vă adresez invitația să fiți alături de vă urez mult succes și vă mulțumesc foarte mult, fiindcă ați acceptat invitația. Cu mult drag. Ne revedem săptămâna viitoare la Iluzii, Prejudecăți, Perspective.